pierde în mii de culori, lumea lui e doar soare și flori. Un desen de copil peste lume a înălțat, porumbei plutind pe un cer nevătat. Dacă terei dragostea-i vom dărui, dacă terei liniștea-i vom înflori, vom vedea cum chipul ei adevărat este chipul ce copiii au desenat. Dacă terei dragostea-i vom dărui, dacă terei liniștea-i vom înflori, vom vedea cum chipul ei adevărat este chipul ce copiii au desenat. Desen de copil, ochii lumii îngrijorați, mire de luminoși împăcați. Un desen de copil e o apă limpede și din ea spre noi surâț stelele. Dacă terei dragostea-i vom dărui, dacă terei liniștea-i vom înfloi, vom vedea cum chipul ei adevărat este chipul ce copiii au desenat. Dacă terei dragostea-i vom dărui, dacă terei liniștea-i vom înflori, vom vedea cum chipul ei adevărat este chipul ce copiii au desenat. Thank you.
cunoștințe, stimați oaspeți, stimați părinți, dragi elevi, stimați membri ai Consiliului Metodic, v-am uitat. Vă invit astăzi să trăim niște clipe semnificative alături de acești copii talentați care își fac studiile în clasa a 6-a cu profil arte plastice din instituția publică Liceul Teoretic Onisfor Ghibu. Astăzi la acest eveniment ne-a onorat cu prezența doamna Lucia Caciuc Roșoru, consilier al primarului general responsabil pe problemele sociale, domnul Oleg Ivanov, vicepreședinte al Consiliului Sindicatelor de Ramură, municipiul Chișinău, o așteptăm și pe doamna Margareta Sârbu, președintele sindicatului, doamna Ana Vivdici, directorul Inspectoratului Școlar Național. Am încurcat un pic locurile ierarhice. Îți cam emoții și eu pentru copii și pentru mine, mai mari pentru mine, probabil, copiii sunt mai curajoși. De asemenea, vreau să o prezint și pe doamna Tatiana Tverduhleb, ex-directorul Direcției Generale Educației Tinere și Sport, municipiul Chișinău. Sper că se va apropia și actualul șef al Direcției Generale. Membrii Consiliului Metodic, pe care vă văd colegii care sunt să susțină acești copii, profesorii de educație plastică, elevii expozanți la expoziții și, desigur, administrația instituției de învățământ, în frunte cu doamna Elena Cernei, ex-viceministru, directorul instituției publice, Liceul Teoretic Onisfor Ghibu. Clipe și frumoase și semnificative le trăim cu toții. La deschiderea acestui vernisaj cu genericul Gânduri în culori, cu fluturi și flori, dar niște emoții deosebite le trăiesc anume acești copii, părinților, profesorii de educație plastică, care îi ajută să-și alimenteze fantezia și imaginația din policromia mediului ambient, contribuie la dezvoltarea gustului estetic al lor, să aprecieze și să respecte valorile morale, estetice, spirituale. Eu vreau să prezint acești copii care și-au expus lucrările în acest vernisaj. Daria Arapu, Elena Cazacu, Anastasia Balan, Gaitur Alexandru, Sabina, Cecu, am curcat Sofia Vicenco și Băgu Sabina. Vedeți că am curcat, am emoții. Și profesorii lor, eu care încurc copilașii și Diana Pșeneac, deoarece acești copii studiază artele plastice chiar din clasa 1, anume în clasa cu studierea aprofundată, au câte 4 ore pe săptămână, dintre care desenul, pictura, compoziția, studiul volumului și modelaj. Și noi împărțim aceste discipline în două. Deci eu mai puțin, dumneavoastră muncește mai mult, deoarece are posibilitatea să lucreze și individual, conform planului, cadru, pentru clasele cu profil. Rezultatele deja și ale copiilor și ale noastre urmează să le apreciați dumneavoastră. Știm cu toții cât de mult poate desfăta pictura un suflet curat, câtă frumusețe, câtă splendoare poate să ofere lucrurilor pe care le putem observa în jurul nostru, pe care le întâlnim pretutindeni. Nu știu dacă poate să fie ceva mai grațios, mai sublim, mai încântător decât ceea ce este redat în pictură prin intermediul culorilor. Anumit culorile au o influență foarte mare asupra noastră, prin semnificația lor, prin simbolistica lor. Ele ne provoacă diferite sentimente, diferite emoții, stări psihice diferite și noțiunea de culoare apare doar acolo unde există lumina.
În zadar se spune că acolo unde nu este lumină, natura pare tristă, pare moartă. Vreau să vă spun că foarte mulți savanți, cercetători, au încercat să studieze cromatica în arte, dar Johannes Sitten, marele teoretician elvețian și pictor, a fost acela care a descoperit anume cercul cromatic, pe care îl studiem noi în clasele cu profil, dar cred că nu numai în clasele cu profil, dar și la orele de educație plastică, deoarece începând cu clasificarea culorilor, semnificația culorilor, noi le studiem ca culorile cercului cromatic, în popor se numesc culorile curcubeului, copiii mai știu cânticul Rogvarium, care se referă la culorile spectrale și acești copii astăzi, într-adevăr, o să încerce să ne vorbească despre semnificația acestor culori. Ați observat la început, când am vrut un pic să mai stric împărăția asta a femeilor, a fetelor, au spus că nu, doamnă Cineac, noi avem culori, cu toate că Alexandru oricum este culoarea, reprezintă astăzi culoarea verde și locul lui este între fete. Așa este, nu este viață fără, așa, fără culori. Am vorbit fără lumină și fără fete, fără băieți, ca să fie mai interesante. Dacă e să vorbesc un pic și despre creațiile acestor copii, atunci am observat că ele denotă, de fapt, o viziune artistică și o reprezentare creativă a diferitor subiecte. Modalitățile de reprezentare creativă diferă de la copil la copil și concepția copiilor, de fapt, exprimă ceea ce văd ei prin intermediul mijloacelor de limbaj plastic, artistic. Aceste mijloace, de fapt, contribuie și la formarea caracterului propriu de creație al fiecărui elev. În continuare, eu am să îi las pe acești copii să ne vorbească despre culori. Vă rog! Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost atrași de culori și de termenii acestea. Legenda spune că odată culorile se certau, care dintre ele este cea mai importantă. Toate culorile se certau, fiindcă nu știau care dintre ele este anume cea mai importantă. Și de la această călăcie a început să plouă. Ploaia tuna către culori, spunându-le că toate sunt importante și că trebuie să se ia de mână, să se scrie de mine. De atunci, de fiecare dată când plouă, culorile se iau de mână. Făcându-ne să înțelegem că trebuie să fim anumiți și să ne apreciem unii pe alții, astfel vom crea un curcubeu cu culorilor cromatic foarte frumos. Eu știu că cele șapte culori ale curcubeului reprezintă cele șapte note muzicale, cele șapte ceruri, cele șapte planete și cele șapte zile ale săptămânii. Culorile au un rol foarte important în viața noastră. Oare ne-am pus vreodată întrebare ce culoare ni s-ar potrivi și ce că pentru fiecare persoană se potrivește doar anumite culori, deoarece că fiecare prezintă o personalitate. Culorile pot să ne atrag sau resping. După cum ne îmbrăcăm, ne decorăm camera, putem să facem ca viața noastră să fie un curcubeu, o cale către fericire. Culorile sunt magice. Ele ne îmbogățesc viața și ne încântă ochiul. Fiecare culoare a curcubeului are o semnificație pentru suflet și participă într-un fel sau altul la desfășurarea emoțională și chiar poate vindeca niște afecțiuni. Dar v-ați gândit vreodată câte culori există, câte nuanțe de culori poate sesiza ochiul uman? Niște cercetători au demonstrat că unii oameni pot vedea peste 100 de culori, 10.000 de culori și nuanțe, iar alții chiar peste 1.000.000 de culori. Desigur, toate acestea depind de numeroși factori. De exemplu, calitatea fizică a vederii, dezvoltarea nivelului intelectual și obișnuința de a alege pe paletă nuanțele de culori. Omul mereu a trăit în lumea culorilor, dar nu întotdeauna a observat acțiunea exercitată asupra lui. Încă în Grecia antică au început să fie cercetate legile armoniei cromatice. Mulți copii, dar și maturi, nu deosebesc tonurile de nuanțe, dar voi le deosebiți?
Nuanțele se formează prin amestecul a două sau mai multe culori, iar tonurile prin amestecul a unei culori și a unei non-culori. Știm că în pictură cele șapte culori ale curcubeului se numesc și culori spectrale. Pictorii utilizează aceste culori pentru a găsi cele mai bune acorduri cromatice. Culorile spectrale se clasifică în culori primare, binare, calde, reci și complementare. Culorile complementare au un contrast puternic și niște combinații perfecte, cum ar fi dintre roșu și verde, albastru cu galben și oranj și galben cu violet. Așa, se poate fi vorbit foarte mult despre bogăția culorilor, dar nu ne ajunge timp să le vorbim pe toate. Foarte frumos a vorbit Iten că culoarea este viață. Lumina, așa cum flacăra creează lumina, lumina creează culorile. Lumina este mama culorilor, iar culorile sunt copiii luminii. Așa cum lumina ne dezvăluie prin culori sufletul viu al acestei lumi. Eu cred că, într-adevăr, trebuie să medităm asupra acestor cuvinte și trebuie să ne gândim la influența culorilor asupra noastră, fiindcă adesea noi nu ne gândim la acest lucru, dar orele de educație plastică, într-adevăr, sunt foarte benefice pentru copii, deoarece îi ajută, indiferent ce viitor, ce profesie vor avea în viitor, dar vor ști la sigur cum să-și selecteze designul vestimentar, în ce nuanțe să-și organizeze spațiul unde locuiește sau spațiul la serviciu, deoarece orice culoare ea influențează asupra noastră, provocându-ne și stările, după cum au spus și copiii, diferit. Copiii, în continuare, iată, se vor referi la semnificația culorilor și dumneavoastră, cred că cunoașteți acest lucru, dar oricum vă reamintiți și vă gândiți. Oare la mine acasă e aceeași culoare potrivită pentru a fi mai calm, a mă liniști după serviciu sau poate ținuta vestimentară, uneori poate se deranjează pe cineva. Deci, iarăși, haideți să-i ascultăm ce vorbesc copiii despre culori și semnificația lor. Prima culoare de cerc cromatic este roșu. Roșu este o culoare caldă, primară și este complementarea culorii verde. Roșu poate semnifica căldura, foc, pasiune, entuziasm și agresiune. Roșu poate capta atenția. Roșu poate mări presiunea sângelui și ritmul respirației. De aceea trebuie folosit doar pentru a sublinia ceva și nu ca culoare principală. Hainele roșii pot da senzația de putere, dar și de conflict. Încăperile în care predomină culoarea roșie pot da senzația de nervozitate. Oranj este a doua culoare și cea mai caldă din spectrul cromatic. Este o culoare binară complementară a culorii albastre. Este culoarea fericirii, onestității, purității, bunii dispoziții. Aceasta este benefică pentru în momentele când vrem să vrem să scăpăm de sentimentele negative. Oranj ajută și aduce poftă de mâncare, activitate și comunicare. Gândim. Cine mănâncă, cine nu. Galbenul este o culoare primară, caldă și este complementară culorii violete. Este o culoare încărcată de optimism, bucurie și căldură. Stimulează vederea, simbolizând fericire, energie și luminositate. Este și culoarea vieții. Culoarea galbenului stimulează sistemul nervos și activează memoria. Verdele este o culoare binară, rece și complementară culorii roșu. Verdele este o culoare a sensibilității și a compasiunii, este culoarea speranței și a echilibrului. Poate indica o persoană deschisă, sociabilă și de încredere pe care te poți baza. Folosită des, aceasta dă senzația de libertate și sentimentul că poți depăși orice obstacol. O persoană care poartă culoarea verde e dispusă să ia inițiativă. Având bună dispoziție, echilibru, siguranță și meditație. Albastru este o culoare primară, cea mai rece din cercul cromatic și este complementară culorii oranj. Este o culoare liniștitoare fiind culoarea intelectualității, a calmului, a păcii și a liniștii. Oamenii preferă această culoare deoarece o întâlnim foarte des în viața noastră, fiind culoarea mării și a cerului.
Indigo este ultima culoare din spectrul cromatic și este o nuanță de un albastru profund. Această culoare semnifică inteligența și inteligența și creativitatea. Violetul salmonul este o culoare binară rece și este complementară a culorii galbene. Este o culoare a regilor, a pasiunii și a emoțiilor. Semnifică tristețe, indiferență și este o culoare rar întâlnită în natură. Este asociată cu luxul, creativitatea și arată o persoană în căutare. Astfel am caracterizat culoarele cromatice. Dar aș dori să vorbim și puțin și despre non-culoare. Non-culoarele se mai numesc culoarele acromatice. Albul este culoarea care semnifică puritatea și sănătatea și tot ce este nou și neatins. Acesta poate semnifica, nu poate semnifica durerea, poate semnifica numai echilibrul. Aceasta poate da senzația când o porți că ești încrezător în tine și că poți depăși orice obstacol. Negrul este culoarea confuziei, tristeții, durerii, despărțirii. Acesta dă efecte neliniște. Când vedem negrul, ne simțim ca în adâncime, greutate. Semnifică singurătatea, doliul. Negrul este o culoare autoritară și puternică. Această culoare este o culoare clasică pentru om îndrăgăvite. De senzație de suplețe și mister. Așa, vă mulțumesc. Stimați oaspeți, dragi elevi. Cred că avem ce medita cu toții asupra celor relatate de acești copii. Sunt niște informații pe care le cunoaștem cu toții, dar totodată undeva în adânc ne mai lasă loc pentru a studia și mai mult, să ne gândim într-adevăr atunci când ne alegem designul așa vestimentar pentru a fi moderatorii unei activități sau chiar atunci pentru a-i cuceri pe cineva când mergem la un loc nou de muncă să ne angajăm, ar trebui să ne gândim și la culorile florilor pe care vrem să le oferim cu anumite ocazii, la diverse evenimente și multe, multe altele. Un mesaj de felicitare pentru acești copii vine în continuare și profesoara lor de pictură și compoziție, Diana Pșâneac. Aplauze! În primul rând vreau să-i felicit pe acești minunați copii. Pictura este starea sufletească a artistului exprimată în culori. Omul trăiește în mediul culorilor, dar nu întotdeauna observă acțiunea exercitată asupra lui. Frumosul trebuie să știm să-l vedem și să-l simțim și doar atunci vom avea cu adevărat un bogat tezaur al cunoștințelor spirituale. Participarea activă a elevilor la diverse concursuri și expoziții le dezvoltă copiilor imaginația, creativitatea, gustul estetic, le formează niște aptitudini corecte față de toate valorile spirituale, morale și estetice. Mă bucur privind expoziția că sunt foarte variate. Prin lucrări copiii își exprimă toate sentimentele, emoțiile, trăirile pe care le au. Nu în zadar se zice că pictura este multă și tot ceea ce nu o putem face prin cuvinte, le putem exprima cu ajutorul pensulei. În continuare le urez copiilor să nu-și piardă niciodată inspirația, să fie cât mai creativi și originali în tot ceea ce fac. Succese și sper că în continuare vom colabora tot atât de frumos și ne veți bucura ochiul cu cât mai multe lucrări. Succes încă o dată! Mesaj de felicitare către acești copii, către părinților și pentru profesorii de educație plastică, vine și doamna director, doamna Cerni. Vreau să mulțumesc zviilor care sunt actorii principali acestui vernisaj. Sunteți foarte frumoși și ați venit la unii dintre voi, chiar la o activitate dedicată lui Grigore Vieru, care astăzi am făcut o activitate consacrată acestui mare poet și ați fost foarte deschiși și expresivi acolo și acum aveți ocazia să ne demonstrați și prin culori. Și mulțumesc desigur că doamnelor Diana și Vera Pșeneac, care sunt niște profesoare extraordinar de artă plastică,
De când mă țin minte, de când am pășit pragul acestei instituții, am fost copleșit de lucrările discipulilor dumnealor și pun suflet și inimă în tot ceea ce fac. Și desigur, dumneavoastră, că sunteți aici și ne ascultați, știu că timpul acesta de afară astăzi ne-a cam dat toate planurile peste cap. Chiar am făcut un sunet doamnei Șeneacă, poate contramandăm întâlnirea, doamna Șeneacă a fost foarte... Nu, mi-e bună, a venit ca astăzi. Și facem, dar o facem astăzi. De aceea, vă mulțumesc pentru insistență și sunt foarte mândră de voi și de tot dumneavoastră. Prin altă, de fapt, noi devenim mai buni. Astăzi predam Lucian Blaga, Mănăstirea Argeșului, sau Meșterul Manole, drama Meșterul Manole, și am vorbit și despre filozofia lui Blaga, care spune că prin artă doar omul poate să cunoască mai bine, fiindcă tot ce este în picturile acestea, de fapt, este din inconștientul nostru, care îl lăsăm acolo să doarmă și ne cunoaștem mai bine posibilitățile noastre. Prin ceea ce ați făcut voi, vă vedem altfel decât în realitate suntem. Lucrurile, ceea ce ne-a dat Domnul pe acest pământ este foarte frumos și ne-a dat să ne delectăm sufletește prin posibilități și educaționale. Și iată ceea ce vedem astăzi și ceea ce ne prezintă de fapt arta, fie prin lectură, prin literatură, prin pictură, prin muzică, este ca să ne vedem sufletul nostru cât este de frumos și ceea ce numim noi viață să fie mai interesantă. Așa că vă felicit pe toți că suntem într-o așa ședință, într-o așa activitate, care ne mai aduce aminte de artă, de suflet, de frumusețe. Fiindcă numai frumusețea va salva lumea. Sunt foarte multe lucruri care ne deranjează, dar arta niciodată nu deranjează sufletul nostru. Felicitări și... Mulțumim! Să un mesaj de felicitare și pe domnul Nicolae Guștiu, care este director adjunct și patronează clasele cu profil. Eu vreau să le mulțumesc copiilor, pentru că, într-adevăr, ziua mea de astăzi a fost una de rutină așa în cabinet. Pregătesc olimpiada la istorie cu și copiii sunt de cei care astăzi m-au scos din această rutină la o activitate care a fost dedicată aceste zile de astăzi, plecării dintre noi a unui poet, un geniu al nostru, Grigore Vieru, unde am avut niște emoții extraordinare, unde într-adevăr am uitat de tot ce este rău pe fața Pământului și a doua activitate, iată această expoziție. Vreau să spun copiilor că sunt o minune, într-adevăr, și întotdeauna, de când am venit în instituția noastră, am avut dragostea aceasta pentru aceste profiluri și pentru că sunt deosebite, aceste activități, într-adevăr, copiii vin în aceste clase cu dorință și întotdeauna am zis că copiii trebuie să fie crescuți în valori. Deci dacă vom crește în toate instituțiile de învățământ copiii prin intermediul valorilor, situația din țara noastră se va schimba. Sunt convins despre lucrul acesta. Clar că aici când prezentăm activitatea, parcă e totul ușor, dar e destul de dificil. Avem multe probleme, dar este important consecința, da? Consecința aceasta. De ce? Eu vreau să vă felicit. Am avut posibilitatea să mă uit la lucrări și ori de câte ori o facem, insist pe aceste expoziții, pentru că copiii au posibilitate să-și demonstreze acele competențe care le-au format în cadrul orilor, au posibilitate să se bucure de produsul lor, de munca lor, să fie apreciați, inclusiv și profesori. De aceea vreau să le mulțumesc din suflet pentru activitate. Într-adevăr, activitatea în clasă de profil începe cu demonstrarea competențelor, acelor abilități a copiilor și a profesorilor inclusiv. Și lucrul acesta se vede. Copiii, vă mulțumesc și sunteți bravo să-i atrageți pe ceilalți. Sunteți o clasă numeroasă. Mai zâmbiți astăzi. Sunteți o clasă numeroasă. E o clasă destul de numeroasă și au talente în clasa aceasta foarte. Mulțumim.
Eu vă mulțumesc, într-adevăr, este o clasă de elevi talentată, deoarece am doar 2 ore luni la ei și încă la o clasă de a 7-a. Deci mi-a venit ideea spontan, fiindcă după vacanța de toamnă au adus copiii foarte multe lucrări. M-am uitat la ei, m-am uitat la lucrări și au zis copiii, e păcat să nu le vadă și alții. Fiindcă noi în instituție avem o tradiție la organizăm mai des vernisaje pentru colegi, pentru părinți. Este o tradiție 2 ori pe an să prezentăm și câte un concert de dare de seamă a claselor profil, unde, desigur, sunt expoziția lucrărilor copiilor. Dar aici mă bucur, fiindcă am foarte mulți copii talentați, anume, în subgrupă, fiindcă clasa se divizează în subgrupe. Noi suntem, de fapt, 3 profesori. Eu, Diana, la grupa respectivă, la grupa care și-a expus lucrările aici și este prezent și domnul Turculeț, care predă în cealaltă subgrupă. Eu, de fapt, nu mi-am prezentat astăzi colegii de la Comisia Metodică Arte Plastice. Mă bucur și le mulțumesc că ați venit, ați găsit timp și ați venit. Deci să încep cu cine? Cu fica. Stăjana Savelie, Pșenea. Deci eu am 2 făceani de la plastici, grad didactic superior. Domnul Turculeț se atestează, dar nu a avut să participe cu noi. Noi nu ne atestăm, dumnealui se atestează anul acesta. Și doamna Lilia Prisăcaru, director adjunct la Liceul Teoretic Profil Arte și doamna Alga Teodorovici, vă mulțumesc. Diriginte de clase, doamna Tatiana Golban, care este și director adjunct în instituția dată, vă mulțumesc! Nu pot să nu o invit cu un mesaj de felicitare pe doamna Ana Vivdici, deoarece avem o colaborare frumoasă și cu dumneei. Ne-a motivat în luna iunie, invitându-ne să participăm cu un mesaj și în incinta Inspectoratului Școlar Național. Stimați profesori, dragi elevi, doamna Pșeneac, eu aș vrea mai întâi de toate să mulțumesc pentru această oportunitate frumoasă de a fi alături dumneavoastră la un eveniment de suflet, într-adevăr, și îmi dau foarte bine seama că sunt anumite lucruri pe care fiecare dintre noi știm să le facem foarte bine, sunt anumite lucruri pe care nu știm să le facem, sunt unele pe care niciodată nu vom ști să le facem. Pentru mine, pictura, arta, este ceva ce eu nu pot face, dar admir cu mare plăcere. Și ceea ce transmiteți voi prin artă și tablourile pe care le expuneți aici, inclusiv pe cele pe care le-am avut noi găzduite în incinta inspectoratului, într-adevăr, mi-au ținut de cald la inimă tot anul și m-au motivat să vin la serviciu. Așa că să știți că ceea ce faceți voi și ceea ce fac profesorii voștri sunt, într-adevăr, lucruri meritoase. Fiecare dintre noi căutăm o motivație în activitatea noastră. Un factor care, uneori, știți, salariul este tot un factor motivant, dar în cazul nostru nu prea se aplică. Adică nu prea e salariul cel care ne motivează și lucrăm mai mult din suflet, din entuziasm, din plăcere și de cele mai multe ori căutăm să ne inspirăm, să ne alimentăm cu o energie care să ne motiveze să lucrăm. Eu aș vrea să mulțumesc încă o dată, anume colegilor din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Municipiul Chișinău pentru faptul că au avut deschiderea și ne-au sprijinit să organizăm, să inaugurăm expoziția ale profesorilor de artă plastică în incinta inspectoratului pe parcursul unei perioade de timp mai lungi și pentru faptul că dumneavoastră aveți o continuitate frumoasă și pe care mi-o doresc foarte mult să o aveți pe o perioadă încă multă, multă, multă de ani, încă multe, multe generații de copii, de elevi, discipuli, profesori, care să vrea să dăruiască din ceea ce fac ei în fiecare zi spre bucuria altora. Eu știu că așa găsisem undeva în citat de dimineață, dar făcea apel la faptul că noblețea mentală a unui om se măsoară prin capacitatea lui de a admira ceea ce îl depășește. Și pe mine pictura, arta mă depășește, dar îmi place foarte mult să o admir. Și vreau să vă urez succes, dragi elevi, și dacă nu va fi, poate, cariera voastră legată din mijlocii de artă sau pictură, și chiar dacă poate nu veți face din asta foarte mulți bani, dar cu siguranță, sunt sigură că acest hobby pe care l-ați dezvoltat în perioada voastră școlară se va ține de voi încă mulți, mulți ani de rândul
și m-aș bucura să trec peste ani așa și să fiu la o expoziție de pictură, nu contează, în oricare stat al lumii, și să văd un tablou de-al vostru acolo afișat sau agățat, să știu că, uite, asta este din Chișinău și este din Republica Moldova și asta să fie un subiect de mândrie și pentru mine. Mi-aș dori foarte mult să ajungeți oameni de artă și să ajungeți oameni care nu lasă ceea ce le s-a plămădit în suflet, nu lasă acolo deoparte, dar de fapt dezvoltă. Cresc. Mă bucur foarte mult pentru faptul că dumneavoastră reușiți și în cadrul unor activități din binare și a părții metodice și cu cea de rezultat final. Eu am să sprijin ceea ce a spus colegul profesor mai devreme și a zis așa că da, rezultatele, iată, noi le-am expus, le-ați văzut, dar câtă muncă e și încât, exact așa este. Eu știu foarte bine că mulți dintre dumneavoastră în tot procesul ăsta ați depus atâta efort, încât produsul finit reprezintă doar, știți, revelația, doar bomboana cea de final. Dar procesul ăsta e foarte nevoios. De aceea admir cu abnegație dăruirea dumneavoastră, apreciez și efortul doamnei Lili Crisăcaru să implice în toate activitățile care sunt legate de artă și de pictură. Vreau să mulțumesc doamnei Lucia Căciucroșiorul, care este aici prezentă, pentru faptul că și-a făcut de fiecare dată timp pentru a sprijini aceste activități și și-a dedicat activitatea profesională în a sprijini profesorii, instituțiile cu profil art, intermediul Consiliului Municipal Chișinău. Eu am să mulțumesc oamenilor care mă cunosc și cu care, cu siguranță, îmi voi dori să colaborez, indiferent de faptul că nu vom mai reprezenta această instituție care a fost numită anterior doamna Pșeniar. Colegi, să ne urăm succes tuturor în continuare și eu chiar o să urmăresc cu plăcere până la capăt acest eveniment de suflet. Mulțumesc! Mulțumesc. Într-adevăr, așa cum a menționat și doamna Vivici, de fapt, arta frumosă îmi dă și mie efort, motivație pentru a depăși acele probleme cotidiene pe care le avem noi zi de zi. Că eu le vorbesc colegilor, eu vin o dată luni, dar primesc atâta satisfacție și o încărcătură care mi-ajunge pentru toată săptămâna. Am ajuns și la clipa cea mai frumoasă și mult așteptată de copii, deci vrem să le decernăm și niște diplome. Pentru a li se decerna aceste diplome, am să o invit pe doamna Lucia Căciucroșiorul. Noi am primit plăcerea de a face o terapie a culorilor. Noi, cadrele didactice, care suntem obosiți de multe, multe probleme, dar asta voi nu trebuie să le știți, pentru că de fiecare dată când venim în fața voastră, vrem să vă transmitem mesaje pozitive, să radiem doar emoții pozitive și inteligență și tot în spate. Nu trebuie să știți voi ce este, pentru că o să creșteți mari și o să simțiți pe piele proprie. Zicea doamna Vivici că poate cineva dintre voi o să devină un mare pictor. Eu sunt sigură că dacă o să vă doriți, nimic nu este imposibil. Pentru că ceea ce ați prezentat voi astăzi cu adevărat bucură ochiul și sufletul. Eu, la fel ca și doamna Lid, deci nu știu să pictez, dar îmi place foarte mult să privesc picturile și de multe ori, în aceste momente, găsesc liniștea sufletească, reușesc să evadez din probleme și mă gândeam acum că ați vorbit despre culori, poate facem o astfel de expoziție la primărie, poate se mai schimbă dispoziția și acolo. Eu pe bune vă invit cu o expoziție, doamna Pșenea, cu o expoziție personală la primărie. Sigur că da, sigur că da. Să-i îndulcim, să-i îndulzim. De aceea, în cel mai scurt viitor, vă aștept cu expoziția care ați prezentat-o aici, să o vadă și cei care calcă pragul primăriei. Ca pentru exact. Da, într-adevăr susțin. Eu vreau să vă mulțumesc vouă pentru faptul că sunteți receptivi la acele mesaje cu care vi le transmit pedagogii, pentru că nimic nu este posibil fără dăruire. Ori dăruirea vine de la pedagogi, voi o preluați. Părinții sunt receptivi acasă și răspund așteptărilor școlii și a voastre de a participa la acest proces frumos și acest proiect frumos care implică foarte, foarte mult suflet și mult rafinament. Ori pictura presupune rafinamentul ăsta și eu sunt sigur că cine nu va deveni pictor va fi foarte rafinat în tot ceea ce o să poarte, tot ceea ce o să spună, inclusiv și în ceea ce o să facă pe parcursul vieții.
Vă mulțumesc tuturor și chiar sincer vă spun, nu spun de dragul cuvintelor, chiar ne simțim mândri de voi pentru faptul că sunteți o generație care știe să creeze, dar și să aprecieze frumosul. Și cu siguranță voi nu se intrați în categoria celor copii, acelor tineri care o să distrugă, care o să rupă, care o să facă lucruri mai puțin frumoase. Din voi izvorăște frumosul. Deci încercați să-l perpetuați, încercați să-l transmiteți. Mulțumim și dumneavoastră pentru tot ce îți faceți. Deci diploma se decemează elevul de clasă a 6-a, Căitur Alexandru. Felicitări la mai mult și la mai mare. Sper că următoarea diplomă o primești de la primărie, după expoziție. Deci diploma se acordă Elena Cazac. Elena, mulțumim mult. Eu am zis că am să exclud tot ce am în casă de culoare portocalie. Sabina Băgu. Felicitări. Te prinde albastru despre care ai vorbit. Anastasia Balan. Anastasia Balan. Felicitări. Ai emoții? Are emoții? Tata să ne ajută? Diploma. Ia-mi ține-o tu, că ea ta deja. Bravo! Daria Rafu? Felicite! La mai mult și la mai mare. Aici, de fapt, ar trebui să stea pedagogii, nu eu, că eu țină treabă cu... Felicite! Așa? Aici un părinte își optește că tare vreau să vorbesc. Da, eu cunosc personal acest părinte, veniți încoace. Eu cunosc personal acest părinte și n-are încotro, va trebui să spună ceva. Dragi părinți, stimați invitați, mult stimată doamna și doamna Pșeneac, sincere mulțumiri din partea părinților care sunt clasă la dumneavoastră sau nu știu cum să mă exprim mai corect. Da, nu găsim cuvântul. Mulțumim de acel grăuncior care l-ați plantat la 1 septembrie în clasa 1, care pe parcursul anii de învățământ, sper că sau a crescut într-un copăcel care și mai departe, poate și mai mare, să zicem așa, da. Mulțumim copiilor pentru toate lucrările care, eu știu, le vedem, spunem așa, în fiecare săptămână, fiecare lună, ne bucurăm de ele că ne vedem. Mulțumim iarăși dumneavoastră și fiicii, așa, am vrut că așa să spun, dar chiar așa și este. Deci v-am cunoscut ca o doamnă foarte severă la începutul... Așa și sunt. Așa mă știu. Da, dar știți cum... Iana sau eu e severă. Dumneavoastră. Dar adică cu timpul nu știu cum a trecut ceva mai... Nu că chiar severă, da. Deci, există și cealaltă lată. Copiii m-au îmbrânzit un pic pictura, culorile. Da, și așa un mic... Din partea... Galben, de ce galben? Eu nu știu... Vreți să vă rog ce semnifică, nu ne despărțim. Gelozie, nu? Că, care fetiță era cu galben, dacă mă ajută? Sau? Da, dragoste. Dragoste? Păi trebuie, dar îți spunești că dacă merg acasă, mă faci să-ți cumpăr un buchet de flori la soție. Lumină, bucurie, optimism. Da, deci și vă doresc, dar și dumneavoastră mai departe, cred, sper că le aveți, dar și mai departe, lumina, bucurie, de la copii, de la tot ce vă înconjoară. Un mesaj de felicitare vine și doamna Lilia Prisăcaru, colega noastră cu care ne întâlnim la diverse vernisaje, expoziții, concursuri,
atât școlare cât și extrașcolare. Bună ziua tuturor, dar în primul rând vreau să salut acești minunați copii care au făcut astăzi o atmosferă și ne-au vorbit atât de frumos despre culori, că chiar fiind eu din domeniul acesta, tot am fost impresionată. Nu am fost impresionată. De fapt, ei au vorbit atât de fluid și erau atât de pasionați de ce își spun și vreau să vă zic că în toate cele ce au fost spuse era ca un fir roșu, că uite, dacă nu este lumină, nu este culoare. Dar cred eu că au conștientizat toți că lumina în liceul Unisifor Ghibu au adus-o profesorii de artă plastică și trebuie să-i mulțumim doamnei Vera Pșeneac, fiindcă doamna Vera Pșeneac stă la baza deschiderii claselor profil și nu înțeleg de ce mă duce ea pe mine într-o nebuloasă zicând că din ce an a spus că au fost. Nu, eu activez în 83, dar în 98 a fost prima clasă. Nu e 98, că eu în 93 am deschis și la dumneavoastră era. Așa că vă mai uitați acolo și în 92, domnul Bușchiuc, patron spiritual. Cel mai corectat, în 92. Așa. Am mai întâlnit, domnul Bușchiuc. Și eu vreau să zic că doamna are două fiice minunate, care sunt profesori minunate. Felicitări! A vorbit despre culori, a analizat o operă de artă, a comentat ceea ce vedem noi, nu este atât de ușor, dar totodată sunt niște încercări anevoioase pe care gândurile adesea și cuvintele noastre ne provoacă, ne fac niște încărcături ale obiceiurilor și ale ideilor pe care, de fapt, le formăm pe parcursul vieții. Știm că educația plastică este modalitatea care ajută copilul să exprime ceea ce nu poate exprima în cuvinte. Anume, prin arta lor, prin creațiile lor, copiii pot să-și redea gândul, faptul cum îi gândesc, cum îi văd paleta, natura, cu toată paleta ei coloristică. Educația plastică ajută elevul să trăiască sentimentele și armonia interioară, făcând totodată o armonie între imaginație, între creativitate și ajutându-i să deslușească ceea ce este realitatea și ceea ce este mitul sau lucrările abstracte. Vreau să le mulțumesc în primul rând elevilor, părinților, dumneavoastră, că ați găsit timp și ați avut răbdarea să ne ascultați până la finele acestei activități. Cred că acești copii talentați, într-adevăr, v-au convins că sunt niște elevi deosebiți, că nu doar posedă maestria penelului, magia armonioasă din binarea culorilor, dar mai au și darul de a comunica, de a transmite mesajul artistic printr-un limbaj plastic corect, coerent. Eu știu că ei studiază foarte mult anume elementele de limbaj plastic și cele artistic. Exersează diverse tehnici, modalități de reprezentare. Încearcă să lucreze cu diferite materiale plastice, începând de la acorelă, guaș, pastel, vopsea acrilică, tempera și lucrările în vopsea de ulei, care sunt expuse aici. Cred că dacă privim lucrările, observăm că fiecare culoare, fiecare lucrare, prin cromatica, prin luminozitatea și strălucirea cromatică, ne evită într-o lume plină de esențe și valori morale spirituale. Nouă profesorilor de educație plastică nu ne rămâne decât să-i selectăm, să-i stimulăm, să-i motivăm pe acești copii și să-i ajutăm ca să studieze și mai profund, să exerseze și să redea acea perioadă a copilăriei sau acea lume a copilăriei, a viselor, a speranțelor,
prin intermediul culorilor și a nuanțelor lor, ca să păstreze pacea, armonia, toleranța, bunătatea de care avem noi nevoie zi de zi și bună dispoziție în fiecare zi. Eu vă mulțumesc, vă urez mult succes în continuare, părinților răbdare și să vă bucurați de rezultatele copiilor. Dumneavoastră, stimați colegi, cred că v-a motivat și o să încercați să ne invitați să încheiem un parteneriat de colaborare, să facem niște masterclass-uri, profesorii noștri cu ai dumneavoastră, elevii noștri cu ai dumneavoastră, deoarece este o artă foarte frumoasă și avem ce ne învăța reciproc sau ce învăța reciproc unul de la altul. Eu aici am o carte de vizită a liceului, doamna director nu știe, e mai tânără decât cartea aceasta, a fost deschisă în 98, puțin am lăsat-o uitării, dar în ea întâlnesc sau răsfoiesc amintirile petrecute cu elevii, discipolii din liceu la diverse concursuri, expoziții și sunt lăsate aici niște mesaje, niște reflecții de la absolvenți, de la pictori, de la profesori. Vă rog foarte mult, ca și dumneavoastră astăzi, având posibilitatea să mai revedeți încă o dată lucrările, să vă apropieți și să lăsați niște impresii, niște reflecții, deoarece aceste lucrări care vor fi expuse aici încă o lună, două, deoarece după aceasta vom propune la alte instituții la să primărie, expună lucrurile. Da, mergem la primărie să vorbim despre culori. Așa. Am uitat, doamna, că mergem la primărie să... Deci avem de gând ca aceste lucrări să fie într-un catalog unde va fi și CV-ul copiilor cu rezultatele, cu tot. Eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă cineva, ca mai spus, dacă cineva, dar la sigur, până merge cartea așa ca să o mai răsfoim, să o completăm, doamna Tverdoclev a ridicat mâna, vrea să ne vorbească ceva. Și, de fapt, nu o să plece nimeni până când o să vorbească. Așa au spus părinții. Eu nu vreau să vă mulțumesc, dar, într-adevăr, să zic că instituții mulțumim că există așa clase, că există așa instituții și există așa profesori. Să mulțumesc părinților care și-au dat copiii în așa clase și au avut încredere că în clasa aceasta o să facă și programul de studiu obligatoriu și supraprogram în alt profil. Să știți, dragi elevi și dragi părinți, că așa ceva este numai la Chișinău. În chestia dată au fost foarte multe discuții de atunci de când s-au deschis prin anii 90 aceste clase, pentru că erau necesitate copiii într-adevăr să aibă ocupație. De atunci fiecare primar când vin încep discuția. Dar ele trebuiesc, dar ele nu trebuiesc. Și numai când participă la anumite activități, de exemplu, corul Vocile Primăverii, corul de la Iulia Hășdău, corul de la alte instituție, ansamblurile vocale de la Unisfor Ghibu, pictorii de la Unisfor Ghibu, ansamblurile de la Gogol și așa mai departe, atunci zic că dar trebuiește. Trebuie că ne mai peaptă-ne peste cap Ministerul Educației. Că tare mult se cheltuie la chestiile date și eu vreau ca dumneavoastră să cunoașteți că toate cheltuielile pentru profilurile din școlile, din liceele municipiului Chișinău și profil sport și profil arte, deci sunt suportate de primărie municipiului Chișinău. Ele nu intră în acel cost per elev. De ce îmi pare rău că a plecat doamna Calciuca să-i transmită mesajul că acum în 2018 a fost păstrat acest profil, măcar că s-a menționat de la 8 ore individuale era să trecut la 4 ore, de la împărțirea clasei în două sau mai trecut. Dar important noi să le păstrăm. Și de fiecare dată, în virtutea funcției care am ocupat, ziceam, dacă este condiții, dacă sunt condiții, dacă sunt profesori și dacă sunt rezultate, acestea se merită a fi păstrate. Bravo vouă celor care le au să le păstreze și să insistăm ca ele mult, mult timp să se păstreze, pentru că e bine, copilul învață în instituție, copilul face activitate extracurriculară, tot în instituție și părintele este mulțumit că el este acolo și vine seara acasă. Este o încărcătură suplimentară pentru copil, face două programe școlare, dar noi avem copii bine pregătiți,
dispuși, zâmbind, venind de la o activitate la altă activitate, dacă rezistă și pot, și au succes, bravo lor, profesorilor și părinților. Felicitări pentru această activitate, doamna Pșeneac, și venind în pace, data trecută a mai fost. Bravo că păstrați acest edificiu. Cine ar fi cu el? L-ați făcut frumos, l-ați făcut agreabil, l-ați făcut atrăgător. Și chiar așa timp de afară, n-a putut să ne oprească ca noi să ne vinem. Bravo dumneavoastră și pentru activitatea de azi. Vreau să spun mulțumesc mare profesorilor și am fost profund surprins când am văzut lucrările acestea minunate le-a expus doamna Pșeneac pe Facebook. Nu-mi vine a crede că acești copii atât de mici au creat așa opere frumoase. Și vreau să vă spun că să creați în continuare, pentru că este un talent dat de Dumnezeu și mulțumesc profesorii că ei vă dezvoltă acest talent și să creați în continuare, și pentru că arta și frumosul vă salvează. Mulțumim! Sunt managerul instituției Bealt Profil Sport și acum acolo avem copii talentați. Aici este un alt profil și mă bucur foarte mult pentru voi. Probabil că voi sunt încă mulți copii în liceul Ghicu. Și desigur că dacă nu ați avea niște profesori profesioniști, nici nu ați avea așa succese. Bravo și profesorilor care vă redau și vă învață frumos. Și vreau să mai zic, doamna Pșeneac, eu m-am uitat la fața dumneavoastră, la prima parte a ședinței, când vorbeați despre formarea continuă și când ați trecut la o a doua parte, când ați vorbit despre artă. Vreți să schimbați și dispoziția și culoarea fieții. Culoarea galbenă, cred că a influențat-o cu adevărat, iubiți arta și transmiteți și la copiii dumneavoastră această dragoste față de artă. Vă felicităm și vă urăm succes în continuare. Vă mulțumesc mult! Deci de la sport totuși trecem la pictură. Eu m-am uitat, noi avem aici doi reprezentanți, directorul doamna German, liceului Liviu Deleanu, unde au clase cu profil și noi concurăm. Deci am deschis cam aceeași, noi concurăm. Deci directorii colaborează, profesorii de artă concurează. Și faptul că noi în continuare iubim frumosul, probabil că ne menținem viață ca civilizație, ca specie, dacă să zic așa, că suntem specie, noi oamenii, și ceea ce ne deosebește, de fapt, din toate celelalte specii, conștientizăm cine suntem și putem reprezenta acest lucru prin diverse metode, inclusiv prin intermediul artei plastice și, într-adevăr, frumosul va salva lumea, iar voi sunteți acei care deja salvați lumea și generațiile viitoare prin ceea ce faceți voi, bravo copii, bravo profesorilor. Și noi nu concurăm în curață de colaborăm, fiindcă și în artă nu poate fi concurență, cât e colaborare și dragoste pentru cei ce fac și cel de alături și cei ce ne face pe noi mai buni și mai frumoși. Mulțumim elevilor care depune străduință și care, într-adevăr, au ales la început poate părinții, ghidați și de profesori, dar până la urmă sunt ei principi. Unii din cei care rezistă, care fac și care bucură oricum cu aceste creații și care cu siguranță nici nu poate fi discutat și cred că nici o clipă nici ei, nici părinții, cu atât mai mult noi profesorii știm că toate investițiile pe care se fac o să aduc încă peste ani succese, admirație, aplauze, deci totul e spre bine. Care au primit azi diplome și mă bucur că am văzut tovarăși de-ai mei de vârstă care au astfel de capacități foarte bune și mă bucur și continuați să faceți ce la mijloc. Că astfel de-ți place banul lui vostru. Da. Dacă ați făcut ceva, deja avem ce este dat de la Dumnezeu, dar el este dat într-un procent foarte, foarte mic. Dar cel mai mare, peste 90%, este muncă. Și felicit decizii de doamne Pșeneac pentru
efortul pentru dăruirea, pasiunea care au în primul rând dumnealor către această artă frumoasă și reușesc cu atâta abnegație să o transmită discipulilor dumnealor. Felicitări, dragi copii, pentru reușitele, când am stat și am văzut aceste lucrări, nu din azi cred că este vorba de elevii clasei a 6-a. Și dacă tot se vorbea mereu despre colaborări, despre... Eu chiar în momentul acesta mă gândesc de ce n-am dat niște masterclass-uri cu așa specialiști la noi la grădiniță, tot permanență de căutare de tehnologii moderne. Acceptăm, avem o echipă 6 cadre. Așa ținem de fura și noi suntem deschiși spre o nouă colaborare cu dumneavoastră. Dar toți copiii de la grădinița dumneavoastră vin la noi. Ha? Da, da, da. Suntem botanică, am ținut cu bățișori, persoane, vizite, am organizat microsecturi. Dar dumneavoastră știți de ce sunt atât de buni? Și fericite! Au învățat niște profesori deosebit. Deci de chiar de seară se transmit domnului Cotzac, domnului Jambu, domnului Mocanu, informații despre așa pe urmașurile dumneavoastră. Sunt discipulii dumneavoastră, dumneavoastră ați spicit. De aceea și am numit învățători, învățători. Și mai am un mesaj pentru voi. Lumea zice că viața e formată dintr-o și altă cu năneagă. Mi-am avut un năneagă. Eu vă doresc ca voi cea neagră să vă urmășim viața voastră și acea lucrare mă înconjoară, cea colorată. În care se vor regăsi toate culorile de care vorbim astăzi. Cu excepția unor, dar uneori poate bine și o picătură de... Toate au efecte, depinde cum le... Culoarea care obiți. Nu vă doresc da, într-o depinde cum. Și mulțumim administrației care s-a mobilizat și altă onor foarte mare, a venit să susțină copiii și să promoveze imaginea instituției. Mulțumim frumos și noi să facem acum.